A sosit momentul să aflăm și ce ne rezervă astrele. Colega mea, Hermina Hagianu, are toate detaliile. Hermina, bun găsit! Bun găsit, Ramona! Începem cu berbec. Începeți să vă săturați de atmosfera tensionată de la locul de muncă. Ar fi mare nevoie de o schimbare. Uneori aveți impresia că lucrurile sunt la fel ca în urmă cu un deceniu. Taur, faceți planuri de călătorie împreună cu partenerul de viață. Nu este vorba de o deplasare imediată, ci de una care are nevoie de mult timp pentru a fi pusă la punct așa cum se cuvine. Gemeni, este nevoie de mai multă ordine în viața dumneavoastră, iar aceasta trebuie să înceapă de la lucrurile cele mai simple pe care le faceți în fiecare zi. Respectarea unui program normal de somn, cu ore decente de culcare și de trezire, precum și obiceiul de a lua 3 mese în fiecare zi, vă pot schimba foarte mult starea generală. Rac. Partenerul dumneavoastră de viață se dovedește mai inteligent și vine cu o serie de sugestii care, puse în aplicare, se dovedesc de-a dreptul geniale. Nu aveți decât să acceptați că de această dată a înțeles cum stă treaba mai bine decât dumneavoastră. Leu. Vă atrage atenția un mic amănunt în legătură cu care vreți să aflați cât mai multe lucruri și astfel vă treziți întrebând în stânga și în dreapta și chiar făcând cercetări pe internet doar pentru a vă satisface o curiozitate. Fecioară, dacă aveți vreun examen sau sunteți pus în situația de a vă dovedi în vreun fel cunoștințele de cultură generală sau capacitățile intelectuale, veți obține cele mai bune rezultate. Balanță, vă puneți mintea la contribuție pentru a obține mai mulți bani. Deocamdată apar doar idei, nu și rezultate concrete, dar dacă veți avea răbdarea necesară pentru a le pune în practică, veți observa că acestea sunt foarte bune. Scorpion, așa cum vi se întâmplă, de obicei v-ați săturat brusc și irevocabil, deși fără un motiv aparent, de o persoană pe care până nu demult o simpatizați. Acum o evitați pe cât puteți. Săgetător, încheiați o afacere foarte avantajoasă, iar banii câștigați își pun amprenta în mod pozitiv asupra stării dumneavoastră de spirit. Prin urmare, sunteți mai drăguți ca de obicei cu toți cei cu care intrați în contact. Capricorn, partenerul de viață este măgulit de încrederea pe care o acordați, dar în același timp ar dori să se asigure că nu veți fi peste măsură de dezamăgit atunci când va înregistra și eșecuri. Puteți să îi spuneți încă de pe acum că nu are niciun motiv real să își facă probleme. Vărsător, ați apucat să studiați un domeniu destul de complicat și toată lumea se așteaptă la un eșec. Sunteți supărat atunci când aflați acest lucru și vă promiteți că le veți demonstra dumneavoastră de ce sunteți în stare cu adevărat. Pești. Deciziile dumneavoastră de schimbare nu sunt împărtășite de un membru al familiei care nu numai că își spune părerea, ci vă promite că va face tot ce poate pentru a vă împiedica să vă puneți în aplicare planurile. Ramona? Mulțumesc, Hermina.